Presa internațională a scris pe larg despre masivele proteste de duminică din România. Ziarele și televiziunile străine au precizat că oamenii au ieșit în stradă ca să demonstreze față de intenția guvernului de a decriminaliza anumite infracțiuni și de a grația politicieni aflați după gratii. Marile agenții de presă Reuters și Associated Press au relatat cu promptitudine că la București și în marile orașe din România, mii de oameni au ieșit în stradă. Motivul nemulțumirii lor, scrie Reuters, este legat de intenția noului guvern al lui Sorin Grindeanu de a face modificări legislative printr-o ordonanță de urgență. Associated Press notează că executivul susține că astfel va dezaglomera închisorile, în timp ce critici inițiativei, care spun că aceasta ar trebui dezbătută în Parlament, acuză că modificările vor ajuta aliații corupției guvernului. Vrem democrație, hoții la pușcărie au scandat protestatarii după ce președintele Klaus Johannis, un critic al guvernului și un susținător al luptei anticorupție, a venit la demonstrație, scrie cotidianul The New York Times. Un alt ziar, publicația britanică The Guardian, îl citează pe unul dintre protestatari care crede că ordonanța de urgență îl va ajuta pe Liviu Dragnea, președintele PSD care a primit doi ani cu suspendare pentru fraudarea unui scrutin, și pe mogulul media Dan Voiculescu, care a fost condamnat la 10 ani de pușcărie pentru spălare de bani. Și televiziunile au preluat știrea. BBC notează că până la 3.000 de pușcăriași ar fi eliberați dacă guvernul trece ordonanța de urgență, procedură care nu are nevoie de semnătura președintelui sau de acțiune acceptul Parlamentului pentru a intra imediat în vigoare. Postul de știre Euronews a difuzat declarația lui Claus Iohannis din piața Universității, în care președintele afirmă că românii, pe bună dreptate, sunt indignați.